toate, în toate posturile mari ale anului. Mulțumim foarte mult, Părinte, că ați răspuns invitației noastre. Mulțumesc și eu pentru invitație și aș dori să începem cu o rugăciune în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Împăratul Ceresc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care prezintă ești și pe toate le primești. Sfântăților și Sfântătorului de viață, vino și te sălășluiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu o Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haideți mai în față, că nu mai vin Domnule. Am anunțat tema comunitării din această seară este întâlnirea cu oamenii providențiali. Pe când umbla pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut pe doi frați, pe Simon și pe Andrei, care aruncau vreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, în acea clipă, lăsând mrejele, au mers după ele. Și de acolo, mergând mai departe, au văzut alți doi frați, pe Iacov, al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie, cu Zebedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, chiar atunci, lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Vedeți, niciunul dintre ei n-a spus: îngăduie-ne să punem totul în ordine și mai apoi vom veni. Întâlnirea cu Iisus le-a marcat definitiv destinele. Mai mult decât atât, o astfel de întâlnire te poate schimba până în străfunduri. Pe vremea Domnului, Ierihonul era o stațiune de lux pentru aristocrația izraelită. Mai marele vame și lor de aici, Zaheu, era un om foarte avut. Când Iisus a venit odată în Ierihon, pentru că toată cetatea fremăta așteptându-L, pentru că numele Lui se afla pe buzele tuturor, din curiozitate au voit să vadă cine este acest Iisus. Fiind mic de statură, a realizat că nu-și va putea împlini dorința stând doar cu mâinile în sân, pentru că toți cei din mulțime se îmbulzeau, se călcau în picioare pentru a prinde un loc mai bun pe calea pe care urma să treacă Domnul. De aceea, alergând înainte, s-a suit într-un sicomor aflat pe acea cale. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zaheu, foarte de grab, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Cu toate că nu-l întâlnise până atunci vreodată, Iisus îi se adresează rostindu-i numele: Zaheu. Acesta nu voise decât să-și satisfacă o curiozitate superficială, omulesc. Și se înfiorează în acea clipă, auzindu-se strigat pe nume de un necunoscut. Dar l-a înfiorat deopotrivă și privirea lui Iisus. Niciodată nu mai întâlnise o astfel de privire. Niciodată nu mai fusese privit în acest fel. Un ieromonah de la Schitul Acu își amintește: l-am vizitat pe starețul Paisie în toamna anului 1993. Stătea în picioare în mijlocul curții și vorbea cu cineva. După ce am făcut câțiva pași, și-a întors capul spre noi și ne-a privit. În acea clipă am văzut fața lui strălucind. În fața acestei priveliști neobișnuite, m-am oprit și inima mi s-a umplut de multă dragoste și bucurie. Niciodată în viața mea nu mai simțisem o astfel de dragoste. Vedeți, dacă atunci când ești privit de un sfânt, se întâmplă astfel de lucruri, dar aminte când te privește însuși Domnul. De aceea încerc să-mi imaginez acest episod în care Zaheul întâlnește pe Iisus
Și Iisus îl privește în ochi și îi spune: Zaheu, coboară-te. Ce va fi simțit, deci, Zaheu privind în ochi de Domnul? De aceea, plin de bucurie, Zaheu, el care nu asculta decât de autoritatea romană, a coborât de grabă, ascultător, ca un mielușel, declarând Domnului: iată, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nepăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Zgârcitul incurabil devenise pe loc milostenia întruchipată. Deci iată aici ce înseamnă întâlnirea cu un om providențial. Această întâlnire te poate schimba chiar în acea clipă. Odată Iisus a fost invitat la masă de un fariseu. O desprânată dintre cele de lux, aflând despre aceasta, a venit acolo, aducând un vas de alabastru cu mir de mare preț. Mir folosit pentru ungerea capului și a feței, probabil cu scopul de a îl dărui. Însă, apropiindu-se de Iisus, fără să vrea, îi cade la picioare și începe să plângă, udând cu lacrimi și sărutând picioarele pline de colbul drumurilor pe care gazda nu le lucrata adisise să aducă apă să le spele. Deci atât de mare a fost din nou impactul acestei întâlniri cu Iisus, încât ea a uitat că a venit să-i ungă capul cu mir și a căzut la picioarele lui și a început spontan să plângă și să-i ude picioarele cu lacrimile ei. O domnișoară din clasa de sus, cu multă cultură, a nimerit în întâmplare la starețul Ambrozie de la Optina și a rămas uimită de dânsul și l-a rugat să o primească la mănăstirea de maici de la Șamordino, pe care o conducea starețul Ambrozie. Deci, iată, din nou, impactul acesta cu un om providențial. Direct după prima întâlnire, acea fată care trăia în clasa nobiliară, mult cultivată, dintr-o dată i-a cerut acest lucru să o primească și pe la mănăstire. Mama domnișoarei, pe care intrarea fiicei sale la mănăstire a umplut-o de amărăciune, a sfârșit prin a hotărâ să-și smulgă fiica din ceea ce anumea oribila lume monahală. De aceea a mers hotărâtă la părintele Ambrozie cu inima plină de otravă și reproșuri. Starețul i-a oferit un scaun. După ce se întreținură peste câteva minute, mama foarte agitată se ridică de pe scaunul său, involuntar, și îngenunchie în fața starețului, fără a înțelege ce se petrece cu ea. Conversația continuă astfel și curând mama își reîntâlnea fiica, făcându-se la rândul ei călugăriță. Deci, vedem că în multe cazuri, întâlnirea între un om obișnuit și un om providențial poate să aducă această schimbare totală a acelui om. Întâlnirile cu oameni providențiali pot avea loc oriunde. Ieromonahul Chiril de la Caries, din Sfântul Munte, în tinerețe, când era mirian, lucra la o bancă. Acolo a venit într-o zi un cuvios stareț din Athos, ieromonahul Evgenie, de la Chilia Sfintei Treimi. Funcționarul bancar atât de mult a fost impresionat atunci când l-a văzut, încât a alergat îndată ca să-l ajute. La sfârșit l-a rugat să-l aștepte 2-3 zile și ca să-și rânduiască treburile și apoi să-l ia cu el în Sfântul Munte. Și într-adevăr și-a depus demisia, și-a aranjat treburile, și-a luat rămas bun de la rude și l-a urmat pe părintele Evgenie, care avea să devină în continuare starețul său. Un alt părinte atonit, părintele Arsenie, de la mănăstirea Simonos Petras, se trecea din epir, dintr-o familie de oameni smeriți și săraci, dar credincioși și plini de noblețe sufletească, primind la botez numele Nicolae. De mic copil l-au trimis la Atena, la unchiul său care era brutar. Scuzați. Dimineața foarte devreme, Nicolae împreună cu rubedenia sa se aflau în brutărie ca să facă pâine și covrigi. Când termina această treabă, lua tava cu covrigi și ieșea în drum ca să-i vândă la muncitorii și trecătorii matinali. Acolo l-a întâlnit pe un om cu viață sfântă, arhimandritul Ieronim,
starețul de atunci al mănăstirii Simonos Petras, un om foarte virtuos și duhovnicesc. La invitația micuțului de a cumpăra covrigi, acelea a răspuns glumind: eu pe tine te vreau, iar nu covrigii tăi. Și a cumpărat covrigi. I-a vorbit copilului despre Sfântul Munte, despre Maica Domnului, despre Sfinți, despre monahi, despre mănăstirea Simonos Petras. Cuvântul și pilda starețului Ioronim l-au făcut pe copil să se gândească la monahism și la fierosirea lui Dumnezeu. Iar atunci când a ajuns la maturitate, a hotărât să lase lumea și a mers în Sfântul Munte pentru a deveni monah. Exact la mănăstirea Simonos Petras, al cărui stareț îl întâlnise în copilărie. Iată, așadar, două exemple în care vedem că întâlnirea cu un om providențial poate să aducă fie o schimbare instantanee a celui care l-a întâlnit pe om providențial, sau o schimbare în ani. Deci, acea întâlnire a rămas adânc fixată în inima acelui om și ea a înflorit, să spunem așa, sau s-a dezvoltat în ani, ajungând să dea rodul care deja era prevăzut de atunci din vremea întâlnirii. Iată încă o altă întâlnire providențială povestită de Iuliana Schmemann, soția părintelui Alexander Schmemann. Ea își amintește, apartamentul nostru de la intersecția străzii 121 cu Broadway era foarte aproape de Harlem. Știți că Harlem este o comunitate formată numai din negri, un cartier, ca să spunem așa, reofamat. Într-o zi, Alexander, părintele Alexander, teologul, se plimba pe o stradă din Harlem, când un cerșetor s-a apropiat de el, un negru masiv. Părinte, vă rog, mi-ar plăcea să stăm de vorbă. Părintele Alexander și-a băgat mâna în buzunar. Credea că acela voia să îi ceară niște bani. Și de aceea și-a băgat mâna în buzunar și i-a dat câțiva bani, spunându-i să-și cumpere cafea și mâncare. Nu, nu, părinte, a răspuns omul, n-am nevoie de bani. Vreau doar să vă vorbesc. Așa că părintele Alexander se duse cu el la o cafenea și îl întrebă: așadar, despre ce vrei să-mi vorbești? Părinte, asta acela, vă rog să-mi explicați taina Sfintei Trăimi. De ce sunt trei? Și cine sunt aceștia trei? Părintele Alexander a rămas uimit și n-a uitat niciodată acea conversație. El a considerat-o întâlnirea cu cea mai puternică semnificație teologică, umană și dumnezească din viața lui. S-a întrebat adesea dacă a răspuns bine întrebările omului. Se ridicase ori la înălțimea așteptărilor lui. Cât de bine a răspuns la întrebări. A plecat omul mulțumit de răspunsul său. Din punctul meu de vedere, cred că da. Adică, vedeți, atunci când ai credință, Dumnezeu îți rânduiește și îți scoate în cale un providențial care să te ajute în problema ta. Și cred că în acest fel a fost, atât de mare a fost dorința acestui om de a înțelege taina Sfintei Trăimi, încât Dumnezeu i-a scos în cale pe acest teolog, pe părintele Alexander Schmemann, ca un om providențial care să îi răspundă la întrebare. Deci, încă o dată spuneam că aceste întâmplări arată că efectul unei întâlniri cu un om providențial poate să fie unul instantaneu sau poate să fie unul care să-și arate roadele în timp. Subiecții acestor întâlniri, victimele, ca să zicem așa, pot face parte din orice clasă socială. De exemplu, în Pateric, citim despre Ava Pafnutie, că odată mergea prin pustie și s-a pomenit acolo, în mijlocul unei cete de tâlhari, care beau vin. Vedeți, în pustie se retrăgeau cei care beau viață după Dumnezeu și se retrăgeau și aceste cete de tâlhari. Și iată, odată a nimerit, mergea prin pustiu, într-o ceată de tâlhari care bea vin. Căpetenia l-a recunoscut și știa că el nu bea. De aceea, dar văzându-l tare ostenit, i-a umplut un pahar. L-a apucat într-o mână, iar în cealaltă mână a apucat sabia și a zis: dacă nu bei, te omor. Părintele Pafnutie, care nu se temea de moarte sau de oameni, vrând însă să-l câștige pe tâlhar,
A renunțat la regula sa de a nu bea vin. A luat și a băut. Atunci căpetenia i-a cerut iertare. Iartă-mă, Ava, că te-am necăjit. Bătrânul i-a răspuns, să știi că sunt încredințat că pentru acest pahar care mi l-ai dăruit, Dumnezeu se va milostivi de tine și acum și în veacul viitor. Căci după cuvântul Domnului, însetat am fost și mi-ați dat să beau. Căpetenia tâlharilor a răspuns, și eu sunt încredințat că din clipa aceasta nu voi mai face rău nimănui. Astfel, bătrânul Pahnut era câștigat nu numai pe el, ci și ceata de tâlhar, dovedindu-se pentru aceștia a fi un om providențial. La cealaltă extremă, mitropolitul Antonie de Suroj, făcând parte dintr-o familie de viță nobilă, își amintește din perioada în care era medic chirurg în Franța. El era un medic foarte apreciat. Își dăduse doctoratul în medicină la Sorbona și era realmente un om pregătit pentru aceasta. Și el își amintește așadar de când era medic chirurg în Franța. Întâmplător, vedeți și aici întâmplare, ce înseamnă să te întâlnești cu un om providențial? Ce înseamnă? E întâmplare sau e necesitate? Deci, noi așa formulăm. Uite, din întâmplare m-am întâlnit cu cutare pe stradă și întâlnirea aceasta mi-a schimbat, să spunem, destinul. Da? Deci, mitropolitul își amintește, de întâmplător am fost invitat să particip la o conferință în Anglia cu teme medicale. Și acolo am întâlnit un preot bătrân, deci din întâmplare, pe care îl cunoscusem când aveam 17 ani. Nu petrecusem cu el decât câteva ceasuri, dar mă impresionase Duhul lui Dumnezeu care se lășluia în el. De îndată ce m-a zărit de la distanță, s-a apropiat în grabă de mine și mi-a zis, avem nevoie de tine aici, renunță la medicină și fă-te preot. I-am spus, părinte, gândiți-vă bine câteva minute și apoi spuneți-mi dacă vorbiți serios sau glumiți, fiindcă dacă vorbiți serios, mă voi preoți. Părintele i-a răspuns, da, vorbesc serios. Așadar, așa am făcut. Aceasta este toată povestea, încheie mitropolitul. Vedeți, el care avea perspectiva unei mari cariere medicale, a lăsat totul și a urmat cuvântului bătrânului, dar vedeți, dintr-o întâlnire pe care el o numește cumva întâmplătoare. Și această întâlnire i-a schimbat complet destinul, astfel că anii au trecut și au arătat cât de adevărate au fost cuvintele acelui preot bătrân. Medicul a devenit mai întâi monah, apoi ieromonah, a ajuns apoi episcop și în final a devenit mitropolitul tuturor rușilor din Europa Occidentală. Deci, iată, această întâlnire cu acel preot bătrân i-a schimbat, i-a marcat cu totul viața. Uneori o întâlnire cu un om providențial vine ca un dar de sus, alteori vine după multe osteneli și suferințe. Părintele Sofronie Saharov arată că după 7 ani de cele mai adânci nedumeriri și suferințe în care mă aflasem, până la acea întâlnire cu Sfântul Siloan Atonitul, mi s-a dat prin aceasta adevărata descoperire și întărire. Petrecând în disperare 7 ani, l-am întâlnit în final pe starețul Siloan. De atunci viața lui a luat cu totul alt curs, devenind el însuși unul dintre cei mai importanți părinți purtători de duh ai secolului 20. Omul providențial nu trebuie să fie neapărat un bătrân cu barbă albă. Uneori, acela poate să fie mult mai tânăr decât tine sau decât ți-ai putea imagina. Iată un exemplu. La vârsta de 14 ani, Hagi Gheorghe, acest celebru ascet din Sfântul Munte, care pe atunci se numea Gavril, era un tânăr plin de râvnă pentru Dumnezeu. Și el a mers odată împreună cu rudele sale la Constantinopol, pentru că aflase că un unchi al său, care locuia acolo, se turcise. Acesta avea o funcție mare la curtea sultanului Mahmud al II-lea. Cândva, deoarece poruncise să se facă diferite lucrări în patria sa, armenii l-au invidiat și l-au clevetit, l-au purât turcilor. Era el ca să scape de moarte, pentru că acele lucrările erau strict interzise prin legea turcească, el ca să scape de moarte, acela aștepta s-a turcit.
Prin urmare, sultanul acum avea și mai mare încredere în el, pentru că era de o religie cu el. Deci celelalte rupedenii ale mele, povestește Gavril, după ce l-au sfătuit pe unchiul să se căiască și să se întoarcă la credința cea adevărată, s-au întors la locurile lor, la casele lor. Gavril însă a rămas în Constantinopol, alături de el și se ruga mult pentru el. N-a fost mulțumit doar să-i spună câteva cuvinte și să plece, ci a rămas acolo lângă el și se ruga mult. Făcea nevoințe aspre ca să se întoarcă iarăși la creștinism. Nu numai unchiul său, ci mai erau acolo și un preot împreună cu alții care și aceia se turciseră de frică. Rugăciunile fierbințelor lui Gavril, cu postiri și cu multe metanii până la pământ, au mijlocit intervenția dumnezească. Și aceia au devenit creștini ascuns la început, iar apoi au fugit în Smirna, unde unchiul său a ajuns paraclisier la o biserică și făcea multe osteneli cu mărime de suflet și cu multă pocăință. Și a dormit chiar în luminata ziua învierii. Preotul acela care se turcise și el împreună cu ceilalți preoți s-au nevoit și ei cu mărime de suflet și cu străpungeri de inimă și au adormit în pocăință creștinească tot în Smirna. În intervalul de 4 ani în care Gavril a stat la curtea sultanului, viața lui ascetică a atras admirația acestuia. Sultanul l-a văzut pe acest tânăr neatins de cele pământești, de dulcețile trupului. L-a văzut mulțumit cu camera lui întunecată din subsol și cu faptul că mânca o dată pe zi un punct de orz înmuiat. Toată noaptea se ruga și făcea metanii ceasuri neîntrerupte. Sultanul se mira și le spunea apropiaților, cine e acest tânăr atât de râvnitor pentru Dumnezeu? Însă viața sfântă a micului Gavril a schimbat și pe sultan, care s-a făcut creștin în ascuns. Vedeți, e păcat că în cărțile noastre de istorie nu sunt pomenite și aceste laturi excepționale. Sunt pomenite doar fapte, să spunem, strict istorice. Dar iată ce s-a întâmplat. Acest sultan s-a făcut creștin în ascuns. Gavril spunea mai târziu, sultanul Mahmud iubea pe creștini. În timp ce mai înainte creștinii n-au putut repara nicio biserică dărâmată, nici să o zidească din nou, acesta a dat mai mult de 2000 de firmane pentru ridicarea de biserici noi. Ceea ce e clar un semn că el devenise creștin ascuns. A dăruit chiar și 2 icoane mari, a Sfântului Ioan Botezătorul și a Sfântului Prolog Zaharia și un policandru de argint pentru o biserică. În afară de aceasta, a arătat mare bunăvoință și față de Patriarhia Ierusalimului, care i-a iertat multe datorii. El a schimbat și multe obiceiuri turcești și a ajutat mult pe creștini. În cele din urmă, turcii și-au dat seama că el s-a făcut creștin ascuns și l-au omorât și au spus că a murit. Au găsit o pricină oarecare prin care să justifice moartea lui. Deci, iată, aici este un caz, într-adevăr, de excepție, în care un tânăr devine om providențial pentru chiar sultanul otoman. La vremuri de restriște și prigoană, la răscruși de vreme, în întunericul unei luni orbecăinte, întotdeauna Dumnezeu trimite oameni providențiali. Părintele Ioan Cruțiu, duhovnicul Banatului, care a fost un om care a protimit în temnițele comuniste și care a fost un om cu viață sfântă, un om cu o lumină pe chip și cu o putere în cuvânt cum rar mi-a fost dat să aud, el îl socotea pe patriarhul Iustinian Malina un om providențial în perioada cea mai dificilă din istoria Bisericii Ortodoxe Române din secolul 20. În acei ani, 48-64, când închisorile gemeau de preoți și călugări, când monahismul primise cumplita luptă cu decretul 410. Deci, afirma Părintele Ioan Cruțiu, eu cred că patriarhul Iustinian Marina, în acele vremuri vitrege, a fost omul providențial pentru biserica noastră. Pe meleagurile mioritice, una dintre cele mai spectaculoase întâlniri providențiale a fost cea dintre un rabin
căsătorit din Galiția, în vârstă de 38 de ani, stabilit la București, și Stanțu Gheorghe, de la Cernica. În urma acestei întâlniri, rabinul nu numai că s-a convertit la ortodoxie, ci a intrat în monahism, sub numele de monahul neofit, la mănăstirea Cernica și mai apoi la mănăstirea Neamț. Acesta fiind chiar autor al unei lucrări populare în epocă, o lucrare polemică intitulată Înfruntarea jidovilor. Deci, iată el, chiar el evreu, a ajuns să scrie o lucrare polemică Înfruntarea jidovilor, dar a scris chiar și un catehism la botezul jidovilor. Adică, cum, ce trebuie să facă un evreu ca să se boteze, să devină creștin. La Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în 1942, pentru viitorul Părinte Galeriu, celebrul Părinte Galeriu, întâlnirea providențială a fost cea cu Nichifor Crainic, mare teolog și poet religios, membru al Academiei. Crainic a avut o influență covârșitoare asupra viitorului mare predicator. Tânărul Galeriu s-a contaminat de verba, de felul poetic în care își turna ideile teologice de talentul oratoric al lui Nichifor Crainic. Pentru părintele Teofil Purian, omul providențial s-a dovedit a fi tot un profesor de teologie. În vacanța de Crăciun, de anul nou, din 1947, povestește părintele Teofil, pe când mă aflam în ultimul an de liceu, m-am dus acasă la părinții mei. Acolo am aflat că vine în vizită la cumetrii lui părintele Bodogaie, profesor de istorie bisericească universală la Sibiu, care ținea în căsătorie pe nepoata mitropolitului Nicolae Bălan. Am mers și l-am întâlnit și am spus că eu aș vrea să fac teologie, că am fost la înalt preasfințitul în audiență și m-a respins. Și că eu totuși aș vrea să fac teologie. Și părintele Bodogaie a zis, lasă că vorbesc eu un alt preasfințitul. A fost de acord să vorbească un alt preasfințitul și să-mi creeze o intrare, să fiu primit de el. Și așa a făcut. Această întâlnire cu părintele Bodogaie o socotesc pentru mine a fi fost o întâlnire providențială. Și într-adevăr, în urma acestei întâlniri, părintele Teofil a fost acceptat, deși oricum în starea în care era, a fost acceptat la Facultatea de Teologie, ba mai mult, mai târziu, cum știm, a ajuns un foarte cunoscut preot și duhovnic. Pentru la Universitatea, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Duhitul Stănilea din Iași, există un părinte prolific ca și lucrare cărturărească, părintele universitar doctor Ioan Teșu. Și acest părinte, pentru acest părinte, părinte Ioanichie Bălan s-a dovedit a fi omul providențial. Iată ce își amintește el. Pe preacuviosul părinte Ioanichie l-am cunoscut în timpuri grele pentru biserică, de opresiune comunistă ateie. Era un tânăr adolescent care bătea la porțile Facultății de Teologie din Sibiu în căutarea adevăratului sens al existenței. Ori părintele Ioanichie m-a ajutat să-l descoper la modul sublim. Fac parte dintre cei care se bucură să spună că sunt ceea ce sunt datorită părintelui Ioanichie Bălan, datorită prezenței sale providențiale în etapa de tinerețe a vieții mele. Una dintre cele mai fructuoase întâlniri providențiale pentru Ortodoxia Română a fost cea cu părintele Ioan Culâghin, cu părintele Ioan cel Străin. Acesta se refugiase odată cu armatele române care se retrăgeau din Rusia la finalul celui de-al doilea război mondial. Acesta se refugiase în România, la mănăstirea Cernica. Și el s-a dovedit a fi omul providențial pentru cei care vor constitui mișcarea rugului aprins de la mănăstirea Antim din București. Acest părinte Ioan cel Străin era foarte sporit duhovnicește. Era un om care avea rugăciunea inimii neîncetată și multe harisme. Și iată, Dumnezeu cumva l-a trimis aici pentru a prinde și aici acest rug nestins al rugăciunii. El notează într-o scrisoare adresată prietenilor săi cu puțin timp înainte de a fi ridicat de securitate din mijlocul lor și dus înapoi în Rusia.
Deci în această scrisoare din toamna lui 1946 îl scrie: să nu se clatine credința voastră în căile dumnezeiești pronii, nici în crederea în străinul pe care, nu fără de taină, l-ați aflat pe calea mântuirii sufletelor. Deci ce observăm? Că toate aceste întâlniri providențiale sunt girate de Dumnezeu. Deci a spus, să nu se clatine credința voastră în căile dumnezeiești pronii. Adică să nu vă îndoiți că Dumnezeu trimite oamenii Lui, oamenii providențiali, îi trimite acolo unde știe și când știe că trebuie să îi trimită. De să nu se clatine credința voastră în căile dumnezeieștii pronii, nici încrederea în străinul pe care nu fără de taină l-ați aflat. Deci, vedeți, oamenii providențiali sunt pentru noi acești, pentru noi acești străini tainici care trec prin viața noastră și merg mai departe, dar care trec atât cât trebuie să treacă și care aduc în viața noastră exact ceea ce avem nevoie, schimbarea de care avem nevoie, direcția de mers de care avem nevoie. Deci să nu se clatine credința voastră în căile dumnezeieștii pronii, nici încrederea în străinul pe care nu fără de taină l-ați aflat pe calea mântuirii sufletelor. El însuși a avut parte de o întâlnire dintre aceasta providențială din fragedă vârstă. El mărturisește mai departe în scrisoare, din chiar vremea tinereții mele, dulcea energie a proniei a binevoit într-o inima mea și pe calea mântuirii mele mi-a dăruit un părinte duhovnicesc în care lucra harul ce umplea viața sa. Iată cum descrie, apropo de aceste întâlniri, cât de profunde și de încărcate de har sunt. Iată cum descrie o credincioasă din Grecia întâlnirea sa cu un astfel de om sfânt providențial, cu Părintele Porfirie Bairaktaris, un sfânt al zilelor noastre. Și anotează, când am intrat în chilia bătrânului Porfirie, chipul său mi-a făcut o impresie de neuitat. Am simțit că viața mea duhovnicească începea chiar atunci, în acele clipe. Cei 15 ani anterior de încercare și luptă, parcă n-ar mai fi existat. Mi-am spovedit întreaga viață în doar 3 minute. După ce am terminat spovedania, bătrânul care datorită bolii era întins pe pat, s-a ridicat și chemând pe cei care mă însoțeau, a început să ne vorbească. Încă mi-amintesc ziua aceea, ziua renașterii mele sufletești, pe care o să o socotesc cea mai frumoasă din toată viața mea. De altfel, concluzionează femeia, orice zi în care îl întâlneam era la fel de minunată. Deci, iată, cum acesta e un criteriu, să spunem, într-un fel, pentru întâlnirea cu un om providențial, pentru că mai târziu, când privești, să spui, uite, îmi amintesc ziua aceea, ziua renașterii mele sufletești, pe care o să o socotesc cea mai frumoasă din toată viața mea. O altă credincioasă mărturisește și ea. Consider ziua când l-am cunoscut pe Părintele Porfirie, ziua renașterii mele. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea. O cred și știu că așa simt toți cei care l-au cunoscut. Lucru confirmat de o altă persoană care declara. Consider anul 1990 când l-am întâlnit pe Părintele Porfirie ca fiind cel mai fericit an pe care l-am trăit. Iată și o mărturisire a unui credincios din București despre întâlnirea lui cu Părintele Iulian Stoicescu, pe care îl caracterizează drept un om și preot providențial, nu numai pentru noi, pentru familia mea, ci și pentru mulți preoți și nenumărați credincioși. Și el afirmă, am rămas profund impresionați, eu și soția, pentru noi Părintele Iulian a fost o revelație, un fel de apariție de personaj de legendă. Acesta a fost doar începutul. Câte am văzut, am admirat, am învățat și am folosit de la Sfinția sa, nu se pot povesti în amănunțime. Pot spune doar că, într-un fel, viața noastră a început cu această întâlnire, căci prin el a apărut lumina zilei și pentru noi. Mi-au plăcut aceste cuvinte. Iată ce cuvinte a spus, viața noastră a început cu această întâlnire, deși ei aveau mulți ani atunci, aveau probabil 40-50 de ani, dar a zis, iată, parcă n-am fi trăit până acum, parcă viața noastră până acum a fost doar monotonă. Deci, iată, viața noastră a început cu această întâlnire, prin el a apărut lumina zilei și pentru noi.
Sfântul Nicolae Velimirov deci explică. Adeseori noi, pe neașteptate, la un anumit ceas, întâlnim un om care izgonește întunericul adunat în sufletul nostru, rezolvând pe nepusă masă vreo problemă cu care ne confruntăm. Nu arare ori se întâmplă să auzim pe la un alt om un cuvânt care ne atinge sufletul. Deci, atât din nou, ca din întâmplare, treci pe lângă un om și acela îți spune câteva cuvinte și acele cuvinte îți ating sufletul și te marchează pe veșnicie. Deci, să reoace fraza mea, iertați, nu arare ori se întâmplă să auzim de la un alt om un cuvânt care ne atinge sufletul și întâlnirea neobișnuită și cuvântul sunt semne date nouă de Dumnezeu, fie culoarea minte, fie ca luarea minte, fie ca înțelepțire, fie ca adevărire, fie ca o chemare la pocăință. Deci, din nou, această încredințare că ceea ce noi numim întâmplare e, de fapt, în ordinea lui Dumnezeu ceva bine rânduit la un anumit moment al vieții noastre, iată, fie ca luarea minte, fie ca înțelepțire, fie ca adeverire a unui lucru și fie ca o chemare la pocăință. Cuvintele scrise de un biograf despre poetul japonez Ryokan se potrivesc oricui om providențial. Deci, îl nota acolo, era mereu surzător și pe oricine ar fi întâlnit, era ca și cum primăvara ar fi luminat pentru o secundă o zi mohorâtă de iarnă. Fără astfel de oameni, viața merge oricum înainte, dar cu ei, în compania lor, viața cântă, dansează. Din scurgerea ei plicticoasă, monotonă, ea devine veselă, ca un pârlu de munte. Aceasta era, de fapt, o caracterizare pe care o scriitoare apropiată lui Tagore, marului poet indian, o făcea despre el. Exact așa spunea, în preajma lui, viața noastră monotonă, care se scurgea plicticos, devenea veselă ca un pârâu de munte. Vedeți că, într-adevăr, așa se întâmplă. Unor viața noastră curge monoton, plicticos. Și uneori ea nu cunoaște decât albul negru și nuanțele de gri. Însă, când ne aș face apariția o persoană remarcabilă, providențială, atunci nuanțele de gri devin culori de curcubeu. Există oameni care aduc culoare în viața noastră. Există oameni care, prin care viața noastră vegetativă, de floare de plastic, devine viața unei flori de câmpie, viața unei flori autentice, plină de viață. De fapt, sensul emergenței acestor oameni providențiali în viața noastră era tocmai pentru a ne arăta că se poate trăi altfel, cu totul altfel, față de cum trăiam noi până atunci. De aceea, îndeamnă un proverb românesc, cu cei care te învață, nu te lenevi de a-i întâlni, cât de departe vor fi. Căci ne asigură un filozof antic, chinez, Sun Tzu, nu există o modalitate mai bună de a învăța decât întâlnirea personală cu învățătorul. Dar pentru a-i întâlni pe astfel de oameni, ar fi pentru a-i întâlni pentru a-i pe astfel de oameni, trebuie să ne aranjăm și noi nițel. Desigur, duhovnicește, celebra creatoare de modă Coco Chanel își exprima odată o nedumerire. Nu înțeleg cum unele femei ies din casă fără să se aranjeze un pic, fie măcar din politețe. Nu știi niciodată când ai întâlnire cu destinul. Trebuie să fii cât mai frumoasă la întâlnirea cu destinul. Așa și noi, vedeți, trebuie să ne aranjăm puțin duhovnicește, pentru că nu știm când ne va scoate Dumnezeu în cale un om providențial. Constantin Noica scria în jurnalul filozofic: dacă iubiți muzica, dacă vă plac geometria și rigoarea, fără să vi se împietrească inima și mintea, dacă aveți un dram de nebunie și un munte de măsură, veți întâlni cândva filozofia. Noi vom spune că nu vei întâlni doar filozofia, ci vei găsi, ci vei întâlni și pe maestru care să ți-o predea. După un proverb oriental, când ucenicul e gata, maestru vine. O mai bună realizare de sine
înaintea momentului unei întâlniri cu un om providențial te va ajuta să-l recunoști. Va aduce o mai mare receptivitate față de el. Ne va ajuta să profităm mai mult de prezența sa. Și asta cu atât mai mult cu cât Dumnezeu ne rânduiește ca pe parcursul vieții să avem parte de cel puțin o întâlnire providențială. Fiecare om, indiferent că e conștient de aceasta sau nu, are în viață o întâlnire care îi poate schimba radical destinul. După Andrei Pleșu, pentru fiecare dintre noi există cam 3-4 oameni providențiali de-a lungul vieții pe care Dumnezeu îi trimite în viața noastră. Și dacă ratăm toate aceste întâlniri, vedeți, pentru că de multe ori nu recunoști pe acel om providențial, pentru că Dumnezeu nu-ți spune, vezi, cazi cu ochii că mâine la ora 16 te întâlnești cu un om providențial. Dumnezeu mereu lasă această aură de taină, de mister asupra acestei întâlniri. Deci dacă noi ratăm toate aceste întâlniri, viața noastră va fi una ratată. Măcar una dintre ele ar trebui să ne-o ratăm. Andrei Pleșu însuși mărturisește. Dincolo de generația mea, mă sprijin pe o providențială întâlnire cu Constantin Noica. Ține și el de șansa vieții mele. Fără astfel de întâlniri, aș fi fost altcineva. Unui rabin pe nume Leib, poreclit bunicul din Șpale, îi plăcea să spună, aș fi devenit cineva dacă l-aș fi văzut pe Baal Shem a doua oară. Mi-a plăcut foarte mult această expresie și am încercat să o memorez. A spus, aș fi devenit cineva dacă l-aș fi văzut pe Baal Shem a doua oară. Adică, pentru el, acel Baal Shem fusese un om providențial, dar el a ratat acea întâlnire cu el. Și mai târziu, peste ani, a înțeles și a zis, uite, acel om Baal Shem a fost omul providențial pentru mine. Și de aceea, după aceea, regretând, a spus, dacă mi s-ar mai da acum a doua oară o șansă să-l întâlnesc pe acest om, aș fi altcineva. Le spune, aș fi devenit cineva dacă l-aș fi văzut pe Baal Shem a doua oară. Așadar, trebuie să profităm la maxim de acea primă întâlnire, care poate să fie și ultima. De aceea trebuie să fim în viață mereu treji, cum ne-a îndemnat Domnul Hristos. Privegheați, fiți mereu treji. Să fim deplin prezenți în aceste ceasuri în care întâlnim pe cineva. Pentru cel atent, e suficient o întâlnire. Așa a fost cu cei doi tineri orășeni care au venit să-l întâlnească pe Ava Macarie în pustiu și care mai apoi, după puținele indicații, după prima întâlnire cu Ava Macarie, timp s-au mai întâlnit apoi cu Ava Macarie vreme de 3 ani. Și peste 3 ani, când Ava Macarie i-a întâlnit din nou, aceia ajunsese la mari înălțimi duhovnicești, la mari măsuri ale desăvârșirii. Părintele Teofil Purian își amintește despre Părintele Arsenie că afirma că omul trebuie să se întâlnească de 2 ori cu el. A doua oară înainte de moarte, ca să vadă dacă a împlinit ce a spus la întâlnirea dintâi. Într-un fel are dreptate. Întâlnirea cu un sfânt, cu un om providențial, îți dă direcția pe care viața ta trebuie să o apuce. Îți arată calea pe care tu însuți trebuie să te ostenești, să pășești. Ne întrebăm, prin urmare, ne întrebăm de ce ratăm întâlnirile cu oameni providențiali. Fugim, conștient sau inconștient, de ce e cu adevărat important pentru noi, pentru mântuirea noastră, pentru că aceștia ne pun față în față cu noi înșine. Ne fac să vedem atâtea lucruri care nu sunt acolo unde ar trebui să fie. Vedeți, într-un fel, o întâlnire cu un om providențial îți pune o oglindă în față și spune, privește-te, iată, acesta ești. De multe ori, noi ne creăm o imagine mai frumoasă și complet nerealistă despre noi. Și atunci, acești oameni providențiali, Dumnezeu îi trimite în viața noastră pentru a ne scutura, pentru a ne trezi,
și pentru a ne spune, atenție, nu ești ceea ce trebuie să fii, nu ești ceea ce Dumnezeu voiește să fie sau i-ar place să fii. Și atunci, noi, într-un fel, vedeți, fugim conștient sau inconștient de ce? Pentru că ei arătându-ne cine suntem și ce ar trebui să fim, următorul pas care ar fi? Acela de a face efortul și de a pune totul în ordine și de a aduce lucrurile la acel numitor comun pe care îl pretindea Dumnezeu prin acel om providențial. Și atunci noi, oameni cumozi și căldicei, fugim de această osteneală care trebuie să o facem ca să ne schimbăm viețile. Omul veacului de acum, prin urmare, omul veacului de acum e o ființă contradictorie. O parte din el tânjește să întâlnească un om providențial. Vezi, oricare dintre noi visează la așa ceva. Oricare dintre noi a avut de-a lungul vieții acest vis de a întâlni un om care să fie omul lui Dumnezeu trimis în viața lui. Deci, pe de o parte, ceva din noi, o parte din noi își tânjește să întâlnească un om providențial, iar o altă parte din noi fuge de această întâlnire, din această lașitate a neacceptării crucii schimbării. Această stare de lucruri e exemplar descrisă de Platon, de filozoful antigrec, în Banchetul, unde Alcibiade mărturisește. Când îl ascultam pe Pericle sau pe alți oratori, îmi plăcea cum vorbesc, dar nu simțeam nimic asemănător cu ceea ce simțeam când vorbea Marsias. Sufletul nu mi-era răspolit și nici nu eram cuprins de nevoia să mă răzvrătesc ca un om robit. Deci, vedeți, noi într-un fel trăim robiți de plăcerile acestei lumi. Ne convine, într-un fel, să spunem, să fim acel câine din lanț care își primește porția de mâncare în fiecare zi, care nu poartă grijă a zilei de mâine, care are acolo cușca lui și căldurica lui. Deci spune aici Alcibiade, când îl auzeam vorbind pe Marsias, sufletul meu era răscolit și eram cuprins de nevoia să mă răzvrătesc din această înrobire în această lume. Dar sub puterea acestui Marsias ajungeam să simt că nu mai pot trăi așa cum trăiam. Și vedeți, aici e o excepțională caracterizare a întâlnirii cu un om providențial. Un om providențial te face să se trezească omul tău lăuntric. Noi, de fapt, am fost făcuți pentru cer. Noi aici suntem doar călători. Dar, vedeți, omul nostru lăuntric, omul nostru duhovnicesc, e complet adormit, buștean. Și în noi trăiesc doar simțurile trupului, gândurile minții și sentimentele inimii. Dar omul lăuntric al inimii, de care vorbește Sfântul Petru, omul acesta duhovnicesc, e complet adormit. Și atunci, o astfel de întâlnire, un om providențial ce face? Trezește acel om duhovnicesc din tine. De aceea spune, în prezența lui Marsias, ajungeam să simt că nu mai pot trăi așa cum trăiam. Adică nu mai pot să fiu doar omul simțurilor, doar omul gândurilor și sentimentelor mele. Alcibiade mai recunoaște. Și chiar și în clipa aceasta îmi dau bine seama că dacă aș vrea să-mi plec urechea la vorbele lui, nu m-aș putea înfrâna. Și aș cădea în aceea stare în care simt că nu mai pot trăi așa cum trăiam. Mă face să recunosc că, având eu atâtea cusururi, ar trebui să am grijă de sufletul meu. Iar eu, în loc de asta, văd de treburile atenienilor. Astfel că mă văd silit să-mi astup urechile și să fug de el ca de sirene. Și el e singurul om față de care simt ceea ce nimeni n-ar crede că aș putea simți față de om, rușine. Vedeți, ca și acei tâlhari care l-au întâlnit pe Ava Pavnutie, pe providențialul Pavnutie, a fost singurul om față de care au simțit rușine și s-au căit și au simțit nevoia să schimbe viețile. Dar așa și el spune, în prezența lui Marsias îmi era rușine pentru felul în care trăiesc.
Pentru că îmi dau prea bine seama că are dreptate când îmi spune că să nu fac anumite lucruri și totuși, de câte ori mă îndepărtez de el, cad pradă plăcerii de a le face. Deci fug ca un nemernic de el, apoi când îl revăd, mi-e rușine de dreptatea pe care o știu și o recunosc. Și nu odată m-aș bucura să știu că nu se mai numără printre cei vii. Vedeți cât de lași suntem. Deci, pe de o parte, tu ți-ai dori acest om providențial. Tu recunoști că e un om providențial. Și știi să prețuiești acest lucru. Dar iată, atât de mare lașitatea și puterea omului vechi din noi și comoditatea lui îi spune și nu odată m-aș bucura să știu că nu se mai numără printre cei vii. Numai că dacă s-ar întâmpla asta, m-ar sfâșia durerea. Nu știu cum să mă mai descurc cu omul acesta. De fapt, problema e așa că nu știe cum să mai descurce cu el însuși. Marsias era un om adevărat, da? Problema era el. Ar fi trebuit să zică, nu știu cum să mă mai descurc cu mine însumi. Pentru că, iată, în mine însumi găsesc aceste două tendințe complet opuse. Deci, oamenii fug neîncetat de ei înșiși. De ce? Pentru că atunci trebuie să se schimbe, trebuie să-și ia crucea schimbării. Și atunci asta îi îngrozește și din lașitate și comoditate nu vor să o facă. Deci oamenii fug neîncetat de ei înșiși. Uneori pronia le scoate în cale oameni care îi ajută să conștientizeze asta. Cei mai mulți dintre oameni nici măcar nu știu, fac asta instinctual, inconștient. Iată, o femeie a intrat într-o relație cu un bărbat cu care a avut doi copii înainte să-și dea seama ce îi se întâmplă. Privind retrospectiv, femeia a înțeles. Bărbatul acesta pe care mi l-a trimis Dumnezeu este umbra mea. El reprezintă toate acele părți din mine de care eu fugisem. Mi s-a părut absolut fascinant și am fost luată pe sus de un val de evenimente asupra cărora n-am avut niciun control. Evenimente care au făcut-o în final să se cunoască mai bine. De ce pe uneori Dumnezeu îl trimite ca pe un providențial chiar pe partenerul nostru de viață. Pentru că acela poate să devină pentru noi o oglindă în care să ne vedem pe noi înșine. Într-un excepțional poem de dragoste, Tagore scria: de vrei, voi înceta să mai cânt. De privirea mea face mereu să-ți zvâcnească inima, voi întoarce privirea de la tine. De te cutremur la întâlnirea mea, mă voi depărta din calea pașilor tăi. De ființa-mi te stingherește, atunci când flori își împletesc degetele tale, voi fugi din grădina singuratică. De apa râului tău e neliniștită la trecerea corăbiei mele, nu voi mai vâsli spre țărmul tău. Vedeți, oamenii providențiali nu doresc să se insinueze cu sila în viața noastră. Din contră, ei trec foarte discreți pe drumul vieții noastre. Noi trebuie să fim extrem de atenți ca să nu-i pierdem. Și atunci când dorința și pregătirea noastră a ajuns la zenit, atunci va avea loc întâlnirea providențială, marea întâlnire pe care conștient sau inconștient o avem acolo în adâncurile noastre. După teologul Viorel Icoman, omul se definește ca suma întâlnirilor sale. Foarte frumos. Există multe definiții de excepție care s-au dat omului. Aceasta se numără dintre ele. De ceea ce a spus teologul Viorel Coman, omul se definește ca suma întâlnirilor sale. Sunt cu adevărat numai pentru că am întâlnit și am fost întâlnit. Ce frumos a spus aici. Sunt cu adevărat un om numai pentru că am întâlnit alți oameni și am fost la rândul meu întâlnit. Pentru că am dat ocazia să fiu întâlnit și pentru că am cerut întâlnirea. Excepțional, excepțional. Deci, iată, pot să fiu cu adevărat un om doar dacă dau și eu ocazia să fiu întâlnit, pentru că și alții să profite, să spunem, de talanții pe care Dumnezeu i-a hărăzit. Dar sunt om și pentru că am cerut eu însuși întâlnirea cu alții. Am simțit
nevoia acestei delii, pentru că multe lucruri, vedeți, le primim prin ceilalți. Cele mai multe, de fapt, lucruri le primim prin ceilalți. Niște versuri, de excepție, printr-un poet, o muzică deosebită printr-un compozitor, dar un cuvânt de înțelepciune printr-un sfânt, atâtea și atâtea lucruri le primim prin întâlnirile cu ceilalți. Deci, să reiau aici definiția, îl spune, omul se definește ca suma întâlnirilor sale. Sunt cu adevărat om numai pentru că am întâlnit și am fost întâlnit. Pentru că am dat ocazia să fiu întâlnit și pentru că am cerut eu însumi întâlnirea. Prin întâlnire am extins lumea mea interioară. Am dilatat-o și am populat-o. Lumea exterioară, vedeți, la rândul ei, este făcută ca să ne putem întâlni unii cu alții. Vedeți, din nou, o definiție extraordinară a lumii. E uluitor, da? Deci Dumnezeu a făcut lumea ca să ne putem întâlni unii cu alții. Fiecare dintre noi, oamenii providențiali pe care Dumnezeu ne-a trimis. Vedeți, există o întâmplare, o întrebare pe care o pun în general ateii și ei întreabă pe credincioși, pentru ce a făcut Dumnezeu lumea? Și iată unul dintre răspunsurile, de exemplu, la această întrebare, se pot da multe răspunsuri. Dar iată unul dintre aceste răspunsuri acesta, Dumnezeu a făcut lumea ca noi să ne putem întâlni unii cu alții. Ca aceste întâlniri de taină să poată avea loc. Da, uluitor și această fațetă acestei lumi pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi. Deci Dumnezeu a făcut lumea ca să ne putem întâlni unii cu alții, fiecare dintre noi, oameni providențiali pe care Dumnezeu ne-a trimis. De aceea viața umană își primește valoarea nu de la durata sa, ci de la fructificarea acestor întâlniri miraculoase, tainice. Și aici, încă o dată, aș vrea să reiau această idee. Deci, viața noastră își primește valoarea nu de la durata ei, poți să trăiești 100 de ani, 200 de ani, dar dacă ai ratat aceste întâlniri providențiale, viața ta rămâne o viață ștearsă, monotonă. Deci, viața umană primește valoarea nu de la durata ei, ci de la fructificarea acestor întâlniri miraculoase, tainice, providențiale. Vedeți, știința poate cel mult să răspundă la întrebarea cum, nu și la întrebarea de ce. De exemplu, de ce se întâlnesc doi atomi de hidrogen cu unul de oxigen pentru a forma apa? Noi știm cum are loc procesul de formare a apei, dar nu știm de ce. De ce nu trei atomi de hidrogen și unul de oxigen? Tot la fel, știința nu poate explica de ce se întâlnesc doi oameni. Totuși observa Ralph Waldo Emerson, persoanele destinate să se întâlnească, se vor întâlni. Aparent întâmplător, dar exact când trebuie. Iată din nou o idee de reținut. Persoanele destinate să se întâlnească, se vor întâlni. Aparent întâmplător, dar exact când trebuie. Iar pentru aceste întâlniri, noi trebuie să mulțumim. Pentru părintele Valentin Mordasov, duhovnicul de la Pskov, cugetarea la Dumnezeu trebuie să cuprindă și gândul de mulțumire pentru întâlnirile providențiale din viața noastră. Pentru cele de care suntem conștienți, dar și pentru cele de care nu suntem conștienți. Pentru cele din copilărie și pentru cele de la bătrânețe. Vedeți, mama a fost prima mea întâlnire cu un înger, afirma Donald Welch. În contextul expunerii noastre, am spune, mama a fost prima mea întâlnire cu un om providențial. Dar aceasta s-ar putea să o conștientizezi abia la bătrânețe. Convertirea deplină la creștinism a Sfântului Vasile cel Mare a fost în mod decisiv influențată de providențiala sa soră Macrina, cu 20 de ani mai în vârstă ca el, care la întoarcerea sa de la Atena era de mult consacrată și adâncită în viața monahală. Pentru Sfântul Ioan Iacob Vozevitu, bunica sa a fost primul om providențial, cea care i-a arătat direcția de mers către Dumnezeu.
Așadar, oamenii providențiali pot să intre în viața noastră de foarte timpuriu și pot să intre în viața noastră la maturitate, dar Dumnezeu ne oferă și ultimul tren la bătrânețe. Chiar și atunci, Dumnezeu îți mai bate la ușă printr-un om providențial. În Italia, la parterul unui bloc, se amenajase o capelă ortodoxă românească. Știm, în Italia sunt aproape 1 milion de români la lucru. Deci, la parterul unui bloc se amenajează o capelă ortodoxă românească. Părintele, mai răvnitor, întețește slujbele. Le prelungește înspre noapte. Lumea se adună din ce în ce mai multă. Italienii încep să fie deranjați. Prin urmare, fac front comun împotriva ortodoxilor români care le tulbură liniștea. Și unul dintre ei, grabnic, râvnitoriu, în a rezolva problema spinoasă evită, se apucă de adunat semnături de la locatari pentru alungarea, pe căi legale și oficioase, a credincioșilor români din bătătura lor și pentru închiderea bisericii. Locatarii scării semnează cu toții, cu excepția unui evreu. Contrariați, italienii îl întreabă: dar bine, cum nu te-ai săturat de forfoteala românilor răstora de pacii? Nu i auzi cum cântă, cum stau în biserică și se aud rugându-se până în noapte? Chiar nu te deranjează cum se manifestă? Nu, cum să mă deranjeze? Italienii au foc. Păi, cu atât mai mult ar trebui să te deranjeze pe dumneata care nici măcar nu ești creștin. Acești ortodoxi fiind, îl proclamă pe cel pe care voi nu-l recunoașteți ca Dumnezeu și pe care voi încă îl așteptați. Pe Mesia. Știu foarte bine asta, a răspuns evreul. Și de aceea îi înțeleg atât de bine pe acești ortodoxi care ne tulbură. Dacă eu l-aș fi găsit pe Hristos, pe Mesia, așa cum l-au găsit ei, nu doar cântam și stăteam până noapte în sinagogă, ci și strigam, urlam pretutindeni de bucurie, în orice clipă din zi și din noapte, tulburând nu doar acest bloc, ci toate blocurile pe care le-aș fi întâlnit în cale. Da, excepțional. Din nou, excepțional ce a spus acest evreu, un cuvânt care noi toți creștini ar trebui să-l învățăm pe de rost. Deci, dacă eu l-aș fi întâlnit pe Hristos, pe Mesia, așa cum l-au întâlnit ei, nu doar cântam și stăteam până noapte în sinagogă, ci și strigam, urlam pretutindeni de bucurie în orice clipă din zi și din noapte, tulburând nu doar acest bloc, ci toate blocurile pe care le-aș fi întâlnit în cale. Da, aceasta înseamnă că ai întâlnit un om providențial. Aceasta înseamnă că l-ai întâlnit sub chipul lui pe însuși Domnul nostru, Iisus Hristos. Și cu atât mai mult, e dureros când oameni foarte inteligenți și unii dintre ei, chiar din familii preoțești, nu realizează că au ratat toate întâlnirile providențiale din viața lor. Pentru de exemplu, Emil Cioran, el declara, el nota de fapt în unul dintre caietele sale: cea mai mare întâlnire din viața mea, Bach, după el Dostoievski, apoi scepticii greci, apoi Buddha și așa mai departe. Deci, haideți să vedem, în primul rând ce observăm, că toți cei pe care el îi numește oameni providențiali în viața lui, toți aceia erau în lumea celor adormiți, unii dintre ei chiar de 1000 de ani. Și atât e imens de dureros că în acest top 4, să zicem așa, lui Cioran, nici măcar nu apare Iisus sau un om sfânt. El care fusese copilul unui preot ortodox din Rășinari, nu pune... și, vedeți, pe de altă parte, el pune pe prima poziție, spune, cea mai mare întâlnire din viața mea, Bach. Dar, vedeți, el n-a putut să meargă mai departe. Bach a fost un om foarte credincios. El, la fiecare dintre
opusurile sale, dintre creațiile sale. Cioran era extaziat de lucrările lui Bach. El, de exemplu, asculta la fugii ore în șir, de nenumărate ori, niciodată nu se sătura de ea. De fiecare dată când era un concert de orgă cu Arta Fugii la Paris sau în împrejurii, el era prezent acolo la acel concert. Și spunea Bach, la fiecare dintre lucrările sale, avea un citat din Sfânta Scriptură. Bach, fiecare lucrarea sa a dedicat-o lui Dumnezeu. Și mai apoi Dostoevski. Știm că Dostoevski a fost un om profund religios. A fost un om care a fost un fel de convertit și care a fost un om care l-a întâlnit pe Iisus și era Dostoevski a avut ca om providențial pe starețul Ambrozie de la Optina. El a întâlnit pe acești celebri stareți care i-au schimbat complet viața. Dar spuneam, e interesant că Cioran nici măcar prin intermediul lui Bach sau prin intermediul lui Dostoevski n-a reușit să îl găsească pe Dumnezeu creștin și pe Iisus. Da? Deci e dureros dacă acești oameni extrem de inteligenți au trecut pe lângă oameni providențiali, pentru că și în viața lui Cioran cu siguranță au fost mai multe astfel de oameni providențiali care îl ar fi arătat pe Iisus, da? El a notat aceste întâlniri. Cumva trebuie să ne înfricoșăm, trebuie să ne înfricoșăm de aceste rateuri ale acestor oameni și să fim extrem de atenți ca măcar una dintre aceste întâlniri fructuoase, din aceste întâlniri providențiale, să o facem fructuoasă în viața noastră. Și să putem să spunem și noi, ca și aceste evreu, că ar trebui să urlăm de bucurie în orice clipă, pentru că l-am întâlnit pe Iisus în viața noastră, în mod concret. Amin. Acum, dacă doriți să puneți întrebări, fie în mod verbal, fie adresându-le prin scris, aștept aceste întrebări din partea dumneavoastră. Da.